Salutare dragii mei, astăzi vreau să vă învăț ceva foarte interesant, cum să scăpați de coropișniți din grădina dumneavoastră și vom face și un experiment, dar mai întâi de toate am o mică rugăminte la dumneavoastră, dacă vă place ceea ce facem noi, nu uitați să dați acolo un like, dați un share să afle și prietenii dumneavoastră și dacă vă place ceea ce facem, abonați-vă la canal, urmează și alte materiale interesante. Această rețetă nu doar că vă scapă de coropișniți, dar am încercat și am văzut și la șoricei mai mici că au dat rezultate și vom începe cu un experiment. Avem aici oțet, aici am niște bobițe, după cum se văd. O să vă arătăm și cum se fac aceste bobițe. Vom pune aici oțet. Da. Și voi lua una din aceste granule. Ia să vedeți. O punem aici în oțet. Ia uitați ce se întâmplă. Vedeți ce se întâmplă? Care este reacția acestor granule cu acidul? Oțetul este acid, iar granula conține ceva care produce această reacție cu acidul. Deci, aceste granule, când coropișnița sau șoricelul va consuma aceste granule, o să aibă un efect de a-i umfla și blochează intestinele. Practic, o să moară cât de curând. Pentru acest experiment va fi postat chiar de ziua mea și asta pentru că țin la dumneavoastră și am făcut un material mai din timp, dar pentru prepararea rețetei o să las pe Cori să vă prezinte ce ingrediente aveți nevoie, de ce este nevoie și cum să faceți să pregătiți aceste granule, bobițe. Și sunt perfect naturale, nu afectați cu nimic, nu otrăviți planta la rădăcină, puteți să le folosiți. Puteți să le folosiți și pentru șoricei mai mici, v-am spus, sunt foarte bune. Haideți să vedem rețeta acum. Ingredientele pentru această rețetă sunt apă, bicarbonat de sodiu, făină și ulei. O să le amestecăm aici. Avem nevoie de o lingură de bicarbonat, o lingură de făină, și câțiva stropi de ulei. Care adăugăm apă. Dacă cumva scăpăm mai multă apă, mai punem puțină făină și nu este nicio problemă. Din această compoziție o să facem niște biluțe. Aici o să se încinge, să mai pun puțină făină. Că trebuie să iasă ca o cocă, gen. Am mai pus puțină făină să se mai încinge puțin.
uitați, eu am făcut un cocoloșel așa. Acum o să-l pun pe acest fund. Sperăm puțină făină. Să fac ca un rulou. Coca trebuie să o faceți așa mai lunguiață când o modelați, ca să iasă bombițe mititele. Biluțe. Ca să iasă biluțe mititele. Eu acum le voi tăia. Mic, mic, mic. Mai fac așa ca să se mai rotunde. Bine. Nu foarte bun așa, la dimensiunea aceasta. Făina are un rol de liant al acestui amestec și are rolul de blocare al intestinelor coropiniței. Uleiul de bucătărie este un atractant, va atrage insectele și coropinițele să consume aceste biluțe. Și bicarbonatul de sodiu, când întâlnește aciditatea din intestine, coropiniței pur și simplu vor muri. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit! Ne vedem la noi materiale! O zi bună! Vă pup!